Bună, subiectul de astăzi este unul mai puțin roz și de aceea am ales să mă îmbrac în roz. Lăsând gluma la o parte, subiectul de astăzi este de ce nu concediezi oamenii neproductivi? Sau ce faci atunci când ai de-a face cu oameni din echipa ta care, pe o perioadă sau alta, nu livrează, nu sunt productivi, nu livrează ceea ce promit sau nu livrează ceea ce este contractat sau se așteaptă de la ei să livreze. Este un subiect foarte dificil pentru manageri, dar mai ales pentru antreprenori. Și am lucrat de multe ori cu antreprenori și eu am fost în situația asta, în care e foarte, foarte dificil să ajungi la o concluzie referitoare la ce este de făcut atunci când cineva nu livrează rezultatele promise, atunci când cineva nu reușește să aibă rezultate așteptate sau rezultate promise. În primul rând, hai să vedem care e situația în care se află de obicei antreprenorii. Pe de o parte, unii dintre ei se află în situația în care nu este clar ce anume ar trebui să livreze cineva, ce anume ar trebui să producă ca și rezultate cineva. De cele mai multe ori, antreprenorii merg pe principiul îi dau de lucru, face treabă, e sau nu e o persoană muncitoare, o persoană care face treabă. Da? Asta este exprimarea. Are mult de lucru, se ocupă de și așa mai departe. Pentru a se ajunge la măsurarea de rezultate, este foarte important să se schimbe modul în care se face contractarea. Adică atunci când angajezi pe cineva sau ai deja pe cineva angajat de mult timp, este foarte important să recontractezi. Adică să fie clar de azi înainte cum se schimbă înțelegerea noastră, cum se schimbă contractul nostru, ce trebuie să livreze, ce rezultate trebuie să producă angajatul și ce rezultate trebuie să livreze angajatorul. E destul de clar ce rezultate trebuie să livreze angajatorul, da? Un anumit salariu negociat, anumite bonusuri negociate dacă e cazul, număr de zile libere și condiții de lucru, fie ele birou, laptop, utilaje în fabrică, programe electronice de necesare pentru a-și face omul treaba. Deci sunt multe aceste aspecte care nu sunt prea bine prevăzute în contract. Și atunci, dacă nu sunt prevăzute, în momentul T0 în care vă dați seama de această situație, este foarte important să refaceți contractul, să recontractați, să puneți în scris ce se angajează angajatorul că pune la dispoziția angajatului, că livrează, că dă, și ce se angajează angajatul că produce ca și rezultate. Și acum vorbim în primul rând despre funcțiile din management. Acolo unde antreprenorul își face o echipă de management și interacționează cu acești manageri. Dacă tu, ca antreprenor, nu știi ce rezultate să ceri acestor manageri, cerele să-ți prezinte ei ce rezultate ar putea să producă. Cerele să-ți prezinte ce rezultate ar putea să-ți producă, cum se măsoară, la ce intervale și să pună în practică niște sisteme de măsurare, atât a rezultatelor lor ca manageri, cât, bineînțeles, rezultatele lor ca manageri sunt rezultate ale activității echipei pe care o conduc, pe care o managesc. Ei au ca responsabilitate și ar trebui să fie prevăzută în contract să măsoare rezultatele activității echipei pe care o coordonează și o conduc și să prezinte antreprenorului aceste rezultate. Să propună pe perioade, trimestre, semestre, ani, an sau în fiecare lună, să propună ce rezultate va produce echipa pe care eu o conduc pe perioada următoare. Și pe parcursul perioadei să măsoare
evoluția rezultatelor și se prezinte o formă de raportare către antreprenor cu evoluția acestor rezultate. Pe măsură ce are nevoie și de alte resurse, vine și cere alte resurse. Deci, tu ca antreprenor, ce ai de făcut? Ai de cerut, trebuie să-i ceri foarte clar managerului angajat să îți prezinte modul în care se gândește să coordoneze activitatea departamentului și să producă rezultate pentru firmă. Care sunt acele rezultate pe care își propune să le producă și cum măsoară asta, pe ce perioade și cum îți prezintă aceste rezultate măsurate. Și tot în acest contract pe care îl faceți, să fie prevăzut și ce bonusuri încasează oamenii din echipa managerului și managerul dacă rezultatele sunt atinse, dacă ele sunt depășite sau dacă ele nu sunt atinse. Și ar trebui să fie niște praguri și în jos în care să propună și să decizi tu ca antreprenor care sunt măsurile care se iau dacă persoana care este responsabilă să producă rezultate nu produce acele rezultate. De asemenea, trebuie prevăzut acolo sau un regulament de ordine interioară sau regulament de organizare și funcționare. Ar trebui să fie prevăzut câte încălcări de termene pot duce la o sancțiune și care este sancțiunea. Câte încălcări de termene pot duce la desfacerea contractului de muncă, la întreruperea colaborării. Da? Deci ele trebuie stabilite de la început. Dacă n-au fost stabilite de la început, faceți un moment T0 de la care încolo le stabiliți. Pentru că dacă firma crește și voi nu stabiliți astfel de momente, astfel de contracte, nu veți avea cum să măsurați și nu veți avea cum să cereți responsabilitate din partea managerilor pe care îi angajați. Dacă aveți oameni care au crescut cu voi de 6 ani, de 10 ani, a evoluat firma, atât ei cât și voi trebuie să vă puneți la o masă și să reașezați înțelegerea în care vă aflați, să reașezați contractul pe baza căruia vă veți desfășura în continuare. Dacă persoana respectivă are calificările necesare, atunci e foarte bine. Dacă nu le are, poate că și le ia, poate că merge la niște cursuri, poate că învață să evolueze odată cu creșterea firmei. Dacă alege să nu facă asta, atunci înseamnă că alege să-i aduci pe altcineva ca manager și să fie parte din echipa acelui manager care este deja pregătit și are experiență și poate să conducă o astfel de echipă într-o firmă care a devenit mai mare. Ce este foarte important și aș vrea să reiau, deși am spus mai devreme, că nu trebuie să știți voi, antreprenorii, aceste detalii, ci trebuie să le cereți managerilor pe care îi angajați. Dacă nu le știți nici voi, nu le știți nici managerul, angajați un consultant specialist pe acel departament, pe acea specializare pe care nu știți să faceți aceste măsurători, aceste contractări, care să aibă, consultantul să aibă ca și obiectiv de colaborare în contractul dintre voi, să te ajute să lămurești aceste aspecte, să stabiliți împreună, să vină să vă consulte pentru a ajunge la niște rezultate, și anume, cum măsurăm, ce rezultate să cerem de la departamentul ăsta și cum să se pregătească oamenii ca să poată să livreze ceea ce se cere de la acest departament. Bun, și acum venim la punctul, titlul acestui live, și anume, de ce nu concediezi oamenii neperformanți? Păi, în primul rând, nu faci asta pentru că ești într-o relație în care nu există contractat foarte clar ce anume se livrează. Dacă te duci, de exemplu, la un restaurant, te așezi la masă și îți dă o mâncare care nu-ți place, contractul e foarte limpede. Te ridici și pleci și nu mai vii a doua oară acolo. Poate că plătești acum, dacă ai comandat și asta e, dar data viitoare nu mai vii. Da? Și atunci, de ce într-o firmă în care plătești salarii, unele dintre ele foarte mari, să nu respecti astfel de formă de contract, în care dacă cine a promis că livrează ceva, nu livrează la nivelul de calitate pe care l-a promis, tu continui să rămâi în contract cu acea persoană.
continui să îi plătești salariul și bonusuri chiar, deși acea persoană nu livrează ceea ce a promis. Aici pot fi explicații care țin de psihanaliză, pot fi explicații care țin de istorie cu acea persoană și așa mai departe. Ce cred eu că este foarte important este să lămuriți profesional, contractual, care sunt responsabilitățile și să aveți un regulament de ordine interioară în care să stabiliți câte repetiții de greșeli sau ce anume să se întâmple până când se ajunge la o sancțiune, când sunt două sau trei sancțiuni, la ce se ajunge, la penalizare, la salariu sau la tăiere de bonus sau mai știu eu ce. Și, bineînțeles, trebuie să existe și stipulat când se încetează colaborarea, dacă persoana nu performează. Da? Dacă nu există aceste lucruri, trebuie să le faceți în aceste etape, pentru că altfel, oricare ar fi motivul pentru care alegeți să concediați o persoană, va fi interpretabil. Persoana va considera că ați avut ceva cu ea, cu el, și voi veți fi nemulțumiți și veți putea fi oricând în regretul că nu a fost corect ce s-a întâmplat. Dar oricum, dacă persoana nu performează și voi nu faceți nicio, nu luați nicio decizie, nu luați nicio măsură de încetare a colaborării, asta se duce în organigramă, în jos și în lateral, și oamenii văd asta și veți lansa o undă de neperformanță, de scăderea performanței către toți ceilalți manageri și către toată organizația, mai ales în cadrul echipei conduse de acest manager pe care voi îl acceptați cu performanțe slabe. Deci dacă nu luați măsuri, atunci vă expuneți unei situații în care veți duce această neperformanță, această ineficiență și în alte departamente și, bineînțeles, în cadrul companiei, care, la urma urmei, se va regăsi unde credeți? În profitabilitate. Și, la urmă, la final, responsabil va fi antreprenorul sau proprietarul, pentru că va pierde din randamentul investiției pe care o are, va pierde din profitabilitatea companiei pe care o deține. Uneori se poate ajunge chiar la falimentarea unei astfel de firme, pentru că dacă rând pe rând departamentele și de-a lungul timpului, în fiecare perioadă, trimestru, semestru, an, oamenii se duc mai jos cu performanța și li se acceptă, automat firma devine șubredă și va intra în faliment. Dacă vrei să eviți o astfel de situație și să ai o firmă performantă, trebuie să lămurești contractele, trebuie să respecti contractele, trebuie să ceri respectarea contractelor și să ai stabilit clar ce fel de sancțiuni sunt acordate persoanelor care nu performează la nivelul la care au promis. Cam asta este ce am vrut eu să vă spun despre subiectul acesta. Fac o nouă grupă de antrenamente, așa că dați click pe link, haideți să ne vedem, să vedem cum putem colabora, cum pot să vă sprijin în demersurile voastre, să vă atingeți obiectivele de creștere a performanței în firmă, de măsurarea rezultatelor, de angajarea unei echipe de manageri care să performeze împreună cu voi, antreprenori. Click pe link, ne vedem la 15 minute de conversație în care vedem cum putem lucra împreună. Vă mulțumesc!